Bună seara și bine ați venit! În această seară, frumusețea va ocupa întreaga dumneavoastră atenție. Vă invităm la un spectacol de muzică și dans și dacă muzica înseamnă frumusețe și dacă dansul prea frumusețea muzicii, împreună cu aspirantele la titlul de Miss Dorocoi, lăsăm la latitudinea dumneavoastră să stabiliți cine și cum reprezintă frumusețea. Vă invităm în momentele următoare la un concurs în care dumneavoastră, publicul, veți aprecia prin aplauze fiecare concurentă. Prima probă de concurs va fi prezentată prezentarea concurentelor, dar înainte de toate acestea trebuie să mulțumim sponsorilor. Deputat Andrei Dolineaschi, SC Delta Con SRL, Avon Cosmetics, SCV Racing SRL, Florăria Carmen, Tipografia Luceafărul, Librăria Unirii, Magica, Beauty Center L. Aș vrea să precizez că în sală va fi o urnă pentru a pune biletele pe care le-ați completat la intrare. Și de asemenea, domnul senator Gheorghe Marcu a suplimentat primele 3 locuri cu câte 1 milion. Trebuie să aducem în atenția dumneavoastră că această evoluție a aspirantelor la titlul de Miss Dorohoi va fi atent monitorizată de către juriul compus din domnul deputat Andrei Dolineaschi, domnul primar Dorin Alexandrescu, doamna Liliana Crăciun, reprezentant al SECELIA SRL, doamna Elena Cosma, reprezentantă al SECE Beauty Center LSRL, domnul Petre Abătăcesei, reprezentant al SECE Delta Con SA, doamna Mihaela Cotruță, director zonal Avon Cosmetics, doamna Valuța Murariu, director al Casei Municipale de Cultură Dorohoi, și domnul Bogdan Lipășteanu, reprezentant al tinerei generații. Secretara juriului este domnișoara Moga Alexandra. Așa că am nominalizat și juriul, concursul nostru ar putea începe. Invităm în scenă trupa Romance, alcătuită din elevii ai liceului Grigore Dica, pentru deschiderea spectacolului. După evoluția lor, concurentele noastre sunt invitate pe scenă pentru prima probă din concurs. Fetelor, aveți cuvântul, deci demonstrați-ne că sunteți cele mai bune! Frumusețea nu a stâmpără foamea. Frumusețea nu a stâmpără foamea, ci doar omogește. Dar, totuși, frumusețea a stâmpără o singură foame. Foamea de frumos. Mulțumesc! Bună seara! Sunt Moruzi Viruna, am 16 ani și învăț la Colegiul Național Grigore Dica. M-am făcut acest concurs pentru a-mi depune un vis. Vis pe care cred că unii dintre voi au. Frumusețea este importantă, dar fără curaj și atitudine, cred că își pierde din valoare. Sunt concurenta numărul 2, iar întrebarea mea este, care este legătura între vis și frumusețe? Visul rămâne nedescoperit ca și esența frumuseții. Frumusețea încearcă să conțină un simbol de adevăr ca și misterul. Mulțumesc! Bună seara, mă numesc Provaniță Roxana, am 17 ani și sunt elevă la Colegiul Național Grigore Dica Dorohoi. Sunt concurenta cu numărul 6 și am primit următoarea întrebare. Cum aș putea comenta maxima? Frumusețea rămâne indiferent de împrejurările urâte. Frumusețea face ca până și cele mai urâte împrejurări să devină frumoase. Mă numesc Crimpă Sabina și am 18 ani și sunt de la grupul școlar Regina Maria Dorohoi. Am primit întrebarea unde se termină frumusețea. Frumusețea se termină acolo unde omul este incapabil să o perceapă. Bună seara, mă numesc Cotrăvan Montiana
Adriana, sunt un membru nou, am 17 ani, învăț la Colegiul Național Dorica Dorohoi, sunt o persoană sociabilă, îmi place să fac mulți prieteni. În această seară m-am ales un motto. Muzeta este în oricine, dar nu oricine este sare să o vadă. Am primit următoarea întrebare. Dacă frumuseta este cheia succesului, de ce nu este eternă? Succesul nu este etern, doar amintirea lui, ca și eternitatea frumuseții. Mulțumesc! Bună seara! Mă numesc Cosmin Marina, am 16 ani și învăț la școala Regina Maria. Sunt concurenta numărul 10, iar întrebarea a fost următoarea. Urâtul poate fi frumos? Urâtul este frumos atunci când dispune în el de puterea de a schimba pentru a devenit. Bună seara, mă numesc Popa Mădălina, am 15 ani și sunt elevă la școala numărul 2, Dorohoi. Sunt concurenta cu numărul 5 și am primit întrebarea ce consider că este mai de folos, frumusețea sau inteligența. Mai de folos este frumusețea dacă este inteligentă sau inteligența dacă este frumoasă. Yeah!